Și domnul Vasile, vreți spune ceva la cameră interesant? Da, mă numesc Vasile Sinigol. Vreau să spun un caz dureros de-a lună cunoscut de meu. My name care, is Vasile Sinigol and he wants to talk a very personal story about one case very bad happened. Care din Dubăsar, din raionul Dubăsar. One person from Dubăsar. Și-a pățit o familie întreagă. They divorced a big family. Armata 14 și cu căzaci ruși. The Army 14 with Russian exec. Am pătruns în casă la o familie întreagă. Come in a home with a big family. Au pus automatele în cap. Cui? La familia aceea. Aha. Au pus automatele în cap la toată familia. They get army on their head. Și i-au pus să dezbrace două fetițe de 14 ani și mama și tata. They told them to get down their clothes, two girls, mothers and a daughter. Și pe mama și fetele cele de 14 ani le-au violat. And mom and her two daughters was aggressed sexual. Și le-au împușcat în urechi. Oho. And shot with gun in ears. Și după asta le-au tăiat sânii. And after that they cut their wrists. Când trebuiește cineva, dacă se adresează și vrea să vadă băiatul care a rămas în viață din familie, ce este? If somebody wanted to find this person from this family who survived, so they can apply, they can find out about who is going to talk. Și am vrut să vă spun de patriatul Alexei care s-a aflat atunci în Rusia. And I want to talk about the patriarch from Russia who was in the same time. Patriatul Rusiei Alexei care era atunci, el sfința soldați ruși, armamentul rus și îi trimitea în Transnistria. The patriarch, Russian patriarch make blessing soldiers from the army and send them to the Transnistria. Și ostașii patriatului Kiril violau oameni în Transnistria și omorau oameni. And soldiers from Patriarch Kiril expressed sexual women and other people. Is it a suicide? Și vreau să spun că ce simbolizează biserica rusă și slujitorii. Vreau să spun ce simbolizează biserica rusă și slujitorii bisericii ruse. Asta to tell what is the general function of Russian churches and what is the symbolize of that? Ei slujesc diavolului. They the main god is devil. Și un puișor de-a lor se află aici. Un puișor de-a bisericii, de-a diavolului de la Moscova Kiril se află aici. And a little face of a devil who is working in this church. So he's situated here. That's very că vreau să mai explic că ia postul care se află acum. I want just to explain the posts that they are of them. Asta este un business al lor.
că le vine venit mare de bani și îl folosesc în politică. It is his business that they are promotion in politics. Și vreau să spun că cum i-a zic crucea, acum duc lumea în eroare. Those, how they are going with this church, they will make mistake for people. I-a zic crucea e sfântă. Cum poate și crucea sfântă? They will say that cross is a blessing, but how they gonna tell that to the people? Că i-au dor crucea când l-au răstignit pe Iisus Hristos? Because the crisis they after they killed Jesus Christ. A fost crucea făcută de oamenii care l-au răstignit pe Iisus Hristos. This Christ was did by people who killed Jesus Christ. Asta sunt patriați și slujitorii bisericii ruse. These people are patriarchs and people who are working for Russian churches. Și acas 2000 și ceva de ani, 2000 și ceva de ani de când duc ea lumea în eroare. So now we have 2000 years that people are very confused by that situation. Și asta e problema. So that's the problem is. Asta știi lumea adevărul. Și cum te numești? Vasile Sinigur. Și eu personal, două secunde, eu personal, de pe data de 12 luni asta, eu m-am dezis de naționalitate și de denumirea credinței. N-am naționalitate. Denumirea credinței tot n-am. So, and by this day, I decline my believing and my nationality because I want to do that.